Bine spun poezii. Dar noi, cu poezia, am învins. Pentru că revoluția noastră a fost una stil Gandhi. Noi am făcut-o cu poezii și cânte. Nu știu ce părere aveți noastră despre Păunescu, spuneți. Noi ieșeam cu versuri de Păunescu. Ieșeam cu versuri de Ana Blandiana. Când i-am spus Ani Blandiana, Ana, eu m-am simt de tank și am spus se aude de gnaz din ieri, din mereu, murmurul, sângele, gândul poporului meu. I-a început să plângă, cu poezia aceasta i-am uitat-o. Eram contemporan, am găsit-o în 89. Și am învățat-o pe de loc, pentru că era despre noi. Și astăzi aș vrea să mulțumesc poeziei române, pentru că a fost cu noi acolo. Mircea Dinescu era cu noi cu poezia lui. Ion Gheorghe, alți poeți mari. Și poeții Ioan Alexandru, care vinea la Chișinău. Deci și alți poeți români care ne-au ajutat să învingem. Pentru că noi ce-am vrut? Noi am vrut să avem limba noastră. Acum e puțină lume cunoaște că până la 31 august 1989, în Constituția RSS moldovenește, era scris limba de sat, limba rusă. Eu dacă vorbeam cu fratele meu în limba română, eu încălcam Constituția. Eu la Uniunea Scriitorilor, noi eram 150 de scriitori și noi trebuia să vorbim rusești. De ce? Că erau 4 scriitori de limba rusă. Și să nu se creadă, conspirăm contra lui, eram obligați să vorbim. Și faptul că noi ne-am întâlnit la podul de flori, este o mare minune a lui Dumnezeu, că ne-am întâlnit și am discutat fără translatori. Am discutat în limba română. Ne-am recunoscut prin intermediul cuvintelor limbii române. Deci este un merit al literaturii române, pentru că nouă ni s-a impus o limbă stâlcită. De ce? Pentru că s-a Cominternul, în 1924, când a creat Republica Autonomă Moldovenească, a spus că limba moldovenească este altceva decât limba română. Și rusismele din limba noastră, regionalismele, făceau parte din limba literară moldovenească. În 1937, eu vă rog să mă iertați cei care au ascultat, mă repet, în 1937, la Tiraspol, capitala Republicii Sovietice Autonome Moldovenești, au fost împușcați toți scriitorii și toți lingviștii. De ce? Pentru că au un gunoi eșat, de la cuvântul gunoi, limba moldovenească cu cuvinte românești. Care sunt acele cuvinte românești? Scriitorii foloseau pe locuri. Spre exemplu, zăpadă în loc de umăt. Alexandrii tipărit acolo, sfârșitul iernii, seriman, grămadă cu umăt. Cuvântul elev în loc de școlar. Cuvântul drapel în loc de steagă. Cuvântul stradă în loc de uliță. Cuvântul, mai știu, atențiune în loc de băgare, de seamă și așa. Este o listă mare, de vreo mie de cuvinte. Eu am dicționarul respectiv. Și ăștia se uitau securitatea de acolo. Aha, ia uitați că am găsit cuvântul zăpadă, trebuie împușcat. Și au fost împușcați toți, toți. Deci noi am plătit cu viața pentru dreptul de a ne vorbi limba noastră. În 1940 s-a venit cu tancurile în Basarabia și cu limba moldovenească, cu altă limbă. Și am avut noroc de niște clasici, realismul socialist, dar scriitori cu școală românească, care au spus, limba noastră este altă. Și au venit cu limba literară, chiar dacă i-au spus limba moldovenească până în 89, deci noi am vorbit aceeași limbă. Iată care este un mare merit a scriitorilor și de acolo și de aici. Eu aș vrea să vă mulțumesc că, pentru că mă simt aici la Bacău, mai iertați cum să vă spun acest lucru, mai bine ca la Chișinău.